Salut, fete, bine v-am găsit la top 9 referențe industrie în anime-uri. Deci, câte referențe induse sunt în anime-uri? Este un serial unde o să spun așa, chestii unde un anime sau personaje sau o tehnică, ceva, face o referență la religia indusă. Și avem multe, japonezuri chiar iubesc să bage, să se inspire din religia indusă, chiar iubesc treaba asta. E un hobby. Lol. Hai să începem. Prima referință este că Tien Shen Han din Dragon Ball are trei ochi. Da. Asta este o referență indusă. Că, adică da, că sunt zei, au trei ochi. Shiva are trei ochi. Și mai sunt zei care au ochi. Cum ar fi Ma Kali sau Ma Durgale, au trei ochi. Și mai sunt mulți zei care au trei ochi. Asta este prima referință la religia indusă. Următoarea referință este că atunci când Tien Shen Han folosește tehnica aia care nu mai știu cum se numea, ca să-i facă, ca să-i schiarească două mâini în plus, patru mâini. Este de asemenea o referență la religia indusă. Că sunt zei care au patru mâini, unii chiar au șase, opt, mai multe, da. A treia referență este că Nam, din Dragon Ball, tot din Dragon Ball, are pe frunte un punct rosu. Și acel punct rosu, bineînțeles că este o referență indusă. Sunt unii oameni, femei și bărbați, care au un punct rosu pe frunte și sunt zei care au punct rosu pe frunte, de asemenea. A patra referență indusă este Fortress din Bakugan, are patru fețe și patru mâini, de asemenea, și mai sunt zei care au mai multe fețe, cum ar fi Brahma, zeul creator al universului. Atenția, referența indusă este Chakra din Naruto. Deci Naruto în sine e referență la religia indusă. Deci Naruto a fost inspirat și din Dragon Ball, și din religia indusă. Cred că s-a auzit de chakra, inimii, nu știu dacă s-a auzit și chestii, da. Ăștia sunt chakrele originale din viața reală. Nu alea de Naruto cu Genjutsu, Dozutsu, Ninjutsu, Taijutsu și ce mai sunt. Chakra, ăstea sunt chakrele adevărate. Chakra gâtului, Trat Heart, Anahata, chakra inimii, chiacara sacrală, astea sunt chiacarele adevărate din viața reală, nu alea din Naruto. O să fac un video mai târziu, dar nu acum, despre chiacre și cum se le deschizi, dar nu acum. A șasea referență indusă este că în acel opening din Death Parade, sau cum ar pronunța, este un opening acolo, este, nu mai știu cum se numea el, Magus parcă, dar este o scenă cu el unde are 6 mâini. Bine, n-are 6 mâini. Sunt acolo fetele și nu știu ce fac. Țin mâinile pe acolo ca să pară să aibă mai multe mâini. Și da, ai o referență indusă că fac, da. A șaptea referență indusă este că sunt animele, cred că s-au zis că se cai sau reîncarnei și n-așa, dacă aveți să cont pe mai animele există, vedeți acolo că este un gen cu reincarnation, reîncarnare, adică, da, nu știu dacă japonezii, că am auzit că și în budism este o chestie de asta, nu știu, ceva că se renas sau nu știu, da, oricum,
E că oricum știu că în induism există treaba asta, că când mori o să te reîncarnezi într-un alt corp și chestii că sufletul e nemuritor. Da. Nu știu dacă se care este inspirat din induism și chestii. Dar văd că da. Primești o nouă șansă și cu același corp, mă rog. Am văzut că nu sunt toate așa. Toate persoanele, nu toate ale mele sunt la fel cu același corp. Îi schimbi corpul, nu știu, într-o sabie. Da. A opta referență indusă este că în temeul sau muzica, cum ar zice eu să spun acolo, să pronunță temeul, la urechimara acolo, sunt niște versuri induse în muzica lui, în temeul lui. Da. Bă, până acum să ascultați. दिल की खामोशियों से बात न कर, दिल की खामोशियों से ascultați cu atenție că mi-a trebuit să asculte de câteva ori să-mi dau seama așa de versurile că așa. O să vă dați seama că da, sunt același versuri, numai că la editate așa închentinite și da. Tare! A noua referență indusă este că Kidomaru din Naruto are nu, 6 mâini. Da, așa cum v-am spus, o referență indusă. Da. Acesta a fost episodul Besti Fete, sper că v-a plăcut. La revedere! Dacă mai vreți, o să mai fac episoade din astea, unde fac spun de referențe din animeul la religia indusă. Da. La revedere! I walk around like that nigga, finger on the trigger. If a nigga wants some smoke, I let the chopper eat his liver. I came with the 38, I'm leaving with a body.